este critică în continuare, ar fi luat exact ce, la ce, de ce mi-a fost frică cel mai tare, infecții. Am cerut de când am călcat în spital să fie transferat. Eu cred că are dreptul la viață. Mi s-a spus că este îngrijit foarte bine și aici. Supraviețuitorii incendiului din Clubul Colectiv, care au trecut prin experiența spitalelor din România, obținuseră acordul pentru transfer de la medicii unei clinici din Belgia. Nu avem nimic cu medicii, dar în momentul în care ei se opun șanselor de salvare a unui pacient care ar trebui internat în altă parte. Soția fostului pompier a aflat de la medici că starea pacientului este atât de gravă încât nici nu se mai pune problema mutării la clinica din Belgia, lucru confirmat și de un medic român care lucrează acolo. După părerea mea, pacientul se află într-o stare critică, serioasă. În momentul de față, eu personal nu l-aș transporta. Între timp, pompierii care au fost colegi cu rănitul nu stau degeaba. Adună bani pentru cazul în care bărbatul ar putea suporta totuși drumul până la clinica din Belgia. Am încercat să-l ajutăm, ne-am mobilizat tot să ajutăm pe soția lui să treacă mai ușor peste perioada asta și psihic și financiar. Pentru că, vă dați seama, cu doi copii sunt cheltuieli mari plus ceea ce are el nevoie acum. Pompierii din Constanța au strâns până acum 7.000 de euro. Internarea fostului lor coleg la clinica din Belgia costă însă 120.000 de euro.